Bună ziua, bine v-am găsit între prieteni. Este momentul în care ne bucurăm din plin de ce are iarna să ne ofere. Da, sunt iubitori printre noi ai sporturilor de iarnă și probabil și suferă de diabet, dar asta înseamnă că trebuie să-și vadă mai departe de viață, să se bucure de hobby-uri și să aibă o mică prudență, pentru că vrem să aibă o experiență minunată acolo pe pârtiile de schi. Vine Ines Nerina astăzi în platou cu sfaturi și trucuri pentru cei care au diabet și totodată vor în continuare să practice astfel de sporturi. Bine ai venit, draga mea! Bine te-am regăsit, Ana! Mulțumesc de invitație! Uite, vreau să te întreb dacă tu ești pasionată a sporturilor de iarnă și dacă da, ce-ți place să faci? Să știi că sunt o descoperitoare, aș putea zice așa cu ghilimelele de rigoare, pentru că a fost pentru prima dată când am mers pe pârtie cu diabetul. A fost o ocazie foarte bună să documentez condiția ta medicală, nu? În da. Contextul schiurilor. Evident că am filmat și am povestit acolo. Am realizat că schiurile și sportul acesta de iarnă este un sport în adevăratul sens al cuvântului. Am crezut că e o distracție și că e ușor, odată ce îmi pun schiurile în clăpari, voi putea să fac cristiane, dar nu a fost deloc așa. Fără cel puțin 2 ore cu un monitor, nici n-am putut să îmi țin echilibrul pe schiuri. Și deși inițial credeam că voi avea multe hipoglicemii de la efortul fizic, primele zile au fost cu multe hiperglicemii de la emoții și de la adrenalină, așa că documentarea n-a mers exact cum mi-am plănuit, dar tot am putut să trag o serie de sfaturi și să vin așa în atenția comunității cu diabet cu niște lucruri practice, și anume niciodată să nu plece pe pârtie fără un ghiozdănel cu zahăr și cu insulină în spate, evident, pentru că nu știi ce se poate întâmpla, nu știi cât vei sta acolo și ce derapaje glicemice pot apărea. Eu am experimentat și anumite lovituri, evident, lucru care s-a tradus într-o inflamare a picioarelor. Mi s-au umflat foarte tare picioarele și s-au vindecat un pic mai greu, pentru că piciorul diabetic își are cunoscută problema că orice rană la nivelul piciorului se vindecă mai greu, așa da. Că dacă mergeți la schi și aveți diabet, să vă asigurați că atât clăparii cât și tot echipamentul să se potrivească pe mărimea piciorului vostru, să nu aveți astfel de probleme. Grijă mare la glicemii pe cât posibil. Evident că acolo la apreschiuri, la cabană unde veți mânca, nu veți putea calcula și să vă așteptați la tot felul de surprize în glicemii. Dar dacă ar fi să trag linie, e frumos acest sport de iarnă. Cu siguranță voi mai merge și... Și diabetul n-ar trebui să te împiedice să te bucuri de viață, bineînțeles. Absolut deloc. Mie îmi place că tu ești autentică și că vii cu aceste sfaturi spre comunitatea ta după ce tu testezi lucrurile pe pielea ta, da? Evident. Așa. Evident. Vreau să știu așa, pentru că tu ai scris frumos acolo pe blogul tău, apropo de acest subiect, niște sfaturi. Hai să începem așa punctual, să le spunem celor de acasă ce trebuie să facă dacă se pregătesc, uite, în weekend să meargă la schi și au diabet. Primul lucru, să se pregătească cu bagajul, să-și pună în bagaj toate consumabilele de diabet și să pună ceva în plus, pentru că nu știi ce se poate întâmpla, poate cazi la schi și ți se rupe penul de insulină, întotdeauna să ai resurse, dacă nu... De rezervă, nu? Da, chiar dublu aș pune în bagaj. După care, dacă vorbim cu persoanele care au insulinoterapie, să-și ajusteze insulina bazală, asta înseamnă că pentru că următoarea zi, să zicem că mâine avem schi, următoarea zi va fi un efort constant. Asta va duce la scăderea a glicemiei pe parcursul întregii zile. Și asta înseamnă că trebuie cu o seară înainte să ne ajustăm rata bazală, adică să punem un pic mai puțină insulină ca să prevenim acele hipoglicemii de pe pârtie. La fel, să ne pregătim cu tot felul de dulciuri, sucuri, zahăr, sandvișuri, tot felul de carbohidrați rapizi, lenți. Avem voie să ne luăm și sucuri, chiar dacă nu sunt foarte sănătoase, sunt foarte bune, pentru că pe pârtie ai nevoie rapid să-ți crească glicemia. După care, cum am spus, grijă mare la echipament, fie că îl închiriați, așa cum am făcut eu, fie că îl achiziționați, trebuie să vi se potrivească mănușă ca să nu vi se facă bătături sau să sufere picioarele voastre. Uh-huh. Un alt lucru foarte simpatic a fost că, deși o zi întreagă am stat pe pârtie, am observat că și următoarea zi glicemia mea continua să scadă, pentru că tot efortul acumulat din prima zi s-a tradus în a doua zi în care am scăzut și mai mult doza de insulină, lucru care cumva, iată, e un fel de sport în adevăratul sens al cuvântului, care îți pune tot corpul la mișcare. Și mi se părea foarte amuzant că aveam febră musculară în anumite locuri în care nici nu știam că am mușchi, adică sportul acesta provoacă orice persoană, nu doar cu diabet. Dar cei care au acel senzor, da? Uh-huh. Trebuie să aibă grijă, nu știu, să facă ceva special, să aibă grijă de la baterii, nu știu, să nu se descarce. Exact. Aceste întrebări le aveam și eu cu un weekend înainte să plec și mă gândeam așa, bun,
de la frig. Știu că bateriile se descarcă mai repede. Cei care au telefoane știu foarte bine că se duce așa și la senzor și la pompa de insulină, așa că aveam întotdeauna în interiorul gecii, unde e mai cald corpul, două baterii de rezervă, pentru că știm foarte bine, temperatura corpului are 30 de grade și cumva păstrează caldă bateria de rezervă. Asta e un sfat foarte important. La fel și cu insulina. Dacă avem insulină în penul de insulină sau în pompă, să o ținem aproape de corpul nostru. Eu mă întrebam unde pun pompa de insulină, ce fac cu ea pe pârtie. Și... Da, uite, apropo de lucrul acesta, știi că sunt niște, poți să le iei de la farmacii sau chiar de la magazinele cu articole sportive, ori sunt geci care au un fel de rezistență electrică prin ele și îți mențin căldura corpului, sau mai sunt niște pliculețe cumva pe care le încălzești. Cred că ar fi un truc așa, nu? Dar nu cred că sunt foarte eficiente pentru că se răcesc repede acele punguțe calde, da. În câteva ore se duce și practic ai de cărat ceva în plus care nu mai e util. Eu zic că temperatura corpului este foarte bună, mai ales că făcând schi și mișcându-te, tu transpiri. Exact. Da. Acea geacă s-ar putea să-ți facă mai mult rău, că vei transpira și vei răci. Și ce am făcut eu a fost să-mi pun pompa de insulină în bustieră, stătea foarte lipită de corpul meu. Da. Și la orice căzătură nu eram în pericol să mă așez pe ea sau să o lovesc. Chiar, uite, de la căzături poate, Doamne ferește, se deplasează senzorul, nu există să faci pericol, așa ceva? Pentru că să ne gândim unde e primul contact atunci când cazi. Pe coate, pe palme, pe genunchi, locuri în care nu ți-ai inserat în mod normal nici pompa, nici senzorul. Aș putea să recomand ca persoanele care poartă senzor să-și pună un plasture în plus ca să fie mai bine lipit de piele, dar nu există pericol să te agăți de ceva și să cazi și să ți se dezlipească. Nu, astea sunt lucruri foarte, foarte rare. Dacă, Doamne ferește, ci se face rău pe pârtie, ce faci? Întotdeauna ți se poate face rău, de asta e bine să fii pregătit. În cazul persoanelor cu diabet, cel mai important e zahărul, pentru că e o urgență medicală care trebuie tratată. Evident, te oprești, verifici glicemia, la fel și glucometrele au bateriile respective care se pot descărca din cauza frigului și e bine să avem la noi rezerve de baterii. Cei care au senzor se pot uita direct pe telefon și prima urgență când se face rău e să iei niște zahăr dacă glicemia e foarte mare. Dacă vorbim de celălalt scenariu în care ți-e rău de la glicemie prea mare, recomand să luați o pauză de la pârtie, să faceți o doză de insulină sau să beți apă, să vă hidratați ca să scadă glicemia, pentru că nu te poți simți în siguranță când ți-e rău, poți să pui în pericol și siguranța ta și a celor de pe pârtie. Cel mai bine se oprește activitatea de pe pârtie, se tratează hipoglicemia sau hiperglicemia și după aceea se continuă. Ai simțit nevoia să corectezi pentru următoarea zi doza de insulină, da, după exact. Ce ai făcut efort în prima zi? Exact. În prima zi, deși am ajustat în avans doza de insulină, scăzând-o cu 10%, în a doua zi am înjumătățit-o aproape, pentru că efortul din prima zi s-a văzut în a doua zi și am făcut ajustările de rigoare. Ce curiozități au avut cei din comunitatea ta apropo de sporturile de iarnă? Prima întrebare, cum a fost glicemia și ce fac cu pompa de insulină la schi? Întrebări pe care și eu le-am avut, evident că le-am spus că sunt prima dată în astfel de ipostaze și că descoperim împreună, așa că pe parcurs am putut să răspund la întrebările punctuale și să mai găsesc și eu alte probleme la care am găsit răspunsul. Un skateboard încerci data viitoare, nu? Cu siguranță, vreau să încerc și skateboardul. Am fost un pic descurajată prima dată să încerc, pentru că mi se părea foarte complicat și am zis că să încep cu schiurile pentru că mi se par un pic mai ușoare. Evident, părerile sunt împărțite, dar cu siguranță data viitoare voi încerca și un patinaj. Haide, să le luăm așa. Le luăm pe rând, da. Că mai ai provocări. Am mai fost la patinaj când eram copil și țin minte că nu-mi plăcea neapărat, dar am să-i mai dau o șansă când o să am ocazia. Ce planuri mai ai în perioada aceasta? Ce mai pui la cale? Aveam multe planuri. Unele s-au ajustat pe parcurs din motive evidente cu situația actuală pe care n-ai cum să nu o adresezi și să te gândești în continuu la ce se întâmplă în lume astăzi. Îmi doream foarte mult ca din februarie să fie început o serie de seminarii fizice, adică în care oamenii să se întâlnească în București și să aibă ca un fel de tradiție în fiecare lună, să știe că există acest grup de suport în care vine un psiholog și vorbește cu ei. Din păcate am trebuit să amân această activitate. Dar faci alte lucruri frumoase. Siguranță. Mă pregătesc luna asta să merg la Summitul Internațional al Diabetului, la Copenhaga, unde voi reprezenta România și vedem ce este pe agenda și cu ce informații noi fiind de acolo.
Mi-am plănuit așa niște videoclipuri, evident, pentru că viața mă inspiră și diabetul e o continuă sursă de inspirație. Revista Vorba Dulce Multă Duce merge în continuare. În luna martie, la final, lansez agenda diabetică despre care v-am tot povestit și am primit primul draft, arată incredibil de frumos și este un instrument pe care și pacienții cu diabet de tip 1, dar și cu diabet de tip 2 îl pot folosi. Acolo veți găsi nu doar jurnale în care să-ți scrii doze de insulină, jurnal alimentar și așa mai departe, dar vei avea și informații practice. Am făcut echipă cu medicul meu de diabetolog, ea este directorul medical și acolo sunt informații importante despre mici pastile de sănătate ca să-ți amintești anumite noțiuni. Se alternează și pagini goale în care tu scrii când ai vizită la diabetolog, ce trebuie să iei de la farmacie și tot felul de lucruri. Exact ce mi-am dorit eu să am din prima zi de diabet se întâmplă luna asta. E un nou proiect pe care abia aștept să vi-l arăt. Este un cadou așa, uite, pentru toți cei din comunitatea ta. Cum ziceam, faci lucruri foarte frumoase și felicitări pentru toată munca ta și pentru că inspiri pe ceilalți. Mai așteptăm vești de la tine, să mai vii, să vedem ce ai mai pus la cale, provocări, experimente și așa mai departe. Cu siguranță, îmi fac temele și ne vedem cu următoarele proiecte. Îți mulțumim tare mult, Ines. Mulțumim frumos!